Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru marți 9 februarie. Și acum hai să vedem ce energii o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, foarte interesant. Pe partea de dragoste avem aici 4 de monede. Aceeași energie a ieșit pe partea de dragoste și pe 1 februarie, prin urmare gândiți-vă la anumite lucruri care s-au întâmplat pentru voi în relația voastră pe 1 februarie, pentru că astăzi e posibil să se repete aceleași teme, aceleași discuții. 4 de monede este o carte de stabilitate, prin urmare nu vă așteptați astăzi la schimbări miraculoase în relația voastră. Lucrurile nu o să se schimbe, o să rămână cât de cât stabile și oarecum echilibrul dintre viața voastră privată și profesională va fi din nou pus în centru atenției, va fi din nou readus în discuție. Cu 4 de monede pe această etalare e posibil ca începând cu această zi să lăsați în urmă o perioadă mai turbulentă, mai dificilă în relația voastră și să vă îndreptați către o perioadă mult mai echilibrată și mai prosperă pentru voi. Cu 4 de monede pe etalarea de dragoste este foarte important să vă faceți planuri de viitor, dar în același timp să nu uitați să vă bucurați și de prezent, de clipa pe care o trăiți acum. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, e posibil ca astăzi să reluați niște discuții referitoare la viitorul vostru, la ce doriți să obțineți împreună, ca și cuplu, ca și pereche. Poate vreți să vă cumpărați o mașină, poate vreți să vă mutați împreună, poate vreți să vă cumpărați o casă sau un apartament, poate vreți să vă căsătoriți, să vă logodiți, să faceți copii, depinde de situația particulară a fiecăruia. Gândiți-vă la aceste planuri comune, la aceste planuri de cuplu, la țelurile voastre împreună și faceți un plan astfel încât să îndepliniți aceste obiective. Pentru cei singuri care încă nu ați întâlnit partenerul sau partenera voastră ideală, este foarte posibil să întâlniți o persoană la locul de muncă sau cineva care locuiește în același bloc sau în aceeași zonă cu voi. Poate să întâlniți pe cineva la bancă sau într-o instituție financiară. În orice caz va fi cineva cu o situație materială stabilă. Nu vă imaginați că o să fie un multimilionar sau cineva cu o situație financiară extravagantă. Nu, aici vorbim de persoane care au un loc de muncă stabil și un venit constant. Pe partea de sănătate avem Arcana Majoră Diavolul, cartea care în tarot reprezintă și Zodia Capricornului. Prin urmare, mare atenție astăzi la dinți, oase și la posibile probleme de sănătate care să vină din această zonă. Cu diavolul pe această etalare, vedem că aici tentațiile sunt foarte mari, tentația de a nu face lucrurile corecte, de a nu face lucrurile benefice pentru voi, ci de a alege calea mai ușoară. Dar fiți foarte atenți pentru că aici, pe partea de sănătate, lucrurile o să aibă repercursiuni pe termen lung. Ceea ce faceți astăzi sau ceea ce nu faceți astăzi s-ar putea să vă afecteze și peste 10, 20, 30 de ani. Prin urmare, este foarte important astăzi să vă uitați la rutina voastră zilnică și să vă asigurați că vă îngrijiți dinții și oasele în așa fel încât să aveți această infrastructură a corpului vostru solidă și pregătită să vă susțină sănătatea și peste 10, 20, 30 de ani. Mai ales pe partea asta de igienă dentară, fiți foarte atenți și foarte precauți, asigurați-vă că faceți toate lucrurile astfel încât să vă îngrijiți dantura adecvat și să nu aveți probleme din acest punct de vedere, pentru că toate problemele cu dantura, pe lângă faptul că sunt costisitoare de reparat, mai sunt și uneori dureroase și dacă nu aveți grijă de acest aspect al organismului vostru, repercursiunile poate să se cascadeze pe foarte multe alte afecțiuni în organismul vostru, începând cu sistemul digestiv și terminând cu tot felul de infecții în zona ORL, care în timp poate să vă aducă probleme serioase. Prin urmare, mare atenție aici la
cum vă spălați dinții, de câte ori pe zi, dacă folosiți ață dentară, să folosiți apă de gură, tot ce e necesar pentru o igienă adecvată a dinților și a gurii. Pentru oase, de asemenea, aveți mare grijă să nu aveți accidente, să nu vă rupeți o mână, un picior, iar pentru femei în special, gândiți-vă serios să vă faceți analizele, să vedeți cum stați cu nivelul de calciu și de D3 în organism, pentru că dacă nu aveți grijă de voi atunci când sunteți tinere, dacă nu începeți să verificați aceste lucruri în organismul vostru de acum, e posibil ca mai încolo, la bătrânețe, să aveți mari probleme de sănătate aici. Pentru toată lumea, diavolul ne aduce aminte că avem tot timpul mai multe opțiuni și este în puterea noastră să alegem lucrurile bune, pozitive, constructive pentru noi și pentru sănătatea noastră. E foarte ușor să facem alegerile mai tentante și mai ușoare în locul alegerilor care necesită mai mult efort din partea noastră, dar care pe termen lung ne aduc și mai multe beneficii. Prin urmare, aici e foarte important să vă asumați responsabilitatea pentru starea voastră de sănătate, atât din prezent cât și din viitor, și să rețineți că aveți mai multă putere decât vă dați seama. Nu vă lăsați prinși în mirajul acestei colivii, cum este această bufniță aici în colțul din dreapta jos a cărții, care e foarte trist acolo, prizonieră în această colivie, dar, mare atenție, ușa este deschisă și ar putea de fapt să iasă din această situație, să scape din această situație oricând, trebuie doar să își asume propria libertate. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem turnul, cartea care în tarot vine cu schimbări surprinzătoare pe care destinul ni le impune, pentru că nu mai eram pe traiectoria corectă pentru evoluția noastră și aici se necesită o intervenție divină pentru a recorecta traseul. Și după cinciul de săbii care a apărut ieri aici pe partea de bani, carieră, situație financiară, cred că pentru o parte dintre voi ieri s-au întâmplat anumite lucruri drastice aici în cariera voastră sau pe situația voastră financiară care astăzi vă obligă, vreți nu vreți, să faceți o schimbare. S-ar putea să fie vorba de o schimbare incomodă, de un lucru pe care nu prea doriți să-l faceți, dar e foarte important să rețineți că aici cu turnul, toate lucrurile care acum dispar din viața voastră, în timp vor fi înlocuite de alte lucruri mai bune, mai pozitive, mai prospere pentru voi. Prin urmare, orice schimbare, orice modificare vă este impusă din exterior, încercați să o acceptați cu o atitudine cât mai pozitivă, pentru că în ultimă instanță va fi pentru binele vostru. Și oricât de mult v-ați dori să mergeți înapoi, să reparați situația în care vă aflați, din păcate acest lucru nu prea pare posibil. Nu mai există cale de întoarcere, s-a ajuns la acest punct culminant, la acest punct fără întoarcere, de unde trebuie neapărat să o luați pe o cale nouă, pe o direcție nouă. O zi destul de dificilă, cu foarte multe evenimente importante aici, atât pe partea de sănătate, cât și pe bani, carieră, situație financiară, unde avem două arcane majore. Partea pozitivă este că din zona de relații, de dragoste, vine foarte multă stabilitate și foarte mult echilibru. Prin urmare, este foarte important astăzi, atunci când simțiți că nu mai puteți, că sunteți copleșiți de evenimentele care se întâmplă în jurul vostru, să apelați la oamenii dragi, la sistemul vostru de suport, de susținere, pentru că în această zonă o să găsiți stabilitatea și echilibrul care să vă ajute în această tranziție. O zi interesantă. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Fiecare persoană face parte dintr-un întreg armonios. Aleg să cred că fiecare poate fi oricând de folos. Prin urmare, ori încotro mă îndrept în viață, oamenii sunt acolo ca să mă ajute. Un mesaj foarte frumos care vine în completarea ceea ce v-am spus mai devreme. Fiecare are locul său, menirea sa, este loc pentru tot sub soare, trebuie doar să ne găsim locul nostru ideal,
să ne găsim locul în care ne încadrăm ca un puzzle, ca o piesă din acest puzzle imens numit viață. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!